Asta este platforma cea mai lungă cu 3 axe. Băi, am ales acest traseu Oravița Bozoviș pentru că este mult mai liber. Ajung și la cascada Bigger sau cel puțin cea mai fost din cascada Bigger, că s-a ales praful. Să vedem să mai vede ceva. Mai avem 8 km și ajungem și noi. Pe aici e un pic cam strâmt. Sperăm să avem loc acolo de întoarcere pentru că platforma e destul de lungă, are 12 metri. Am aici ne-am născut, dar... Tinere, pe aceea nu cred că mai e nimeni. Nu, no, toți îți plecați, ați mai în față. Nu rămânem blocați. Nu, și dați în spate aici, aveți. Dumnezeu, pe unde ajunsărăm, fraților. Priviți și voi ce drum, nu m-a blocat să nu rămânem. Frate, trage, să-mi bat picioarele cum am ieșit pe coasta asta, sus cu ea. Hai să vedem, pornește, nu pornește motorina. Uuu, ce bine a pornit. Șoferia nu se învață din carte, se învață din experiență, tată. Uite de unde scosărăm. Și am încărcat-o, fraților. Bună dimineața, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou episod, la un nou vlog. Că vă plac foarte mult vlogurile de tip tractări auto. Astăzi o să facem tot un vlog de acest tip, dar vreau să vedeți că este puțin mai diferit. Am făcut tractare cu Iveco, am făcut tractare cu Mercedes-ul de 7 tone jumate și eu v-am zis vouă că noi mai avem un Jeep și câteva platforme, adică remorci de cărat mașini cu ele. Dacă am făcut cu toate, astăzi trebuie să facem o tractare și cu meleu, adică e mult spus tractare, o să facem un transport cu Mercedes mele și cu platforma amare, adică aia cu multe axe, cu 3 axe mai exact, 2 axe pe spate și o axă viratoare care se virează după tine, adică e ceva cam ca la camion, doar că... La camion se virează doar cabina, însă aici se virează și cabina, cum ar veni, adică meleu și platforma. E un pic mai greu doar atunci când mergi cu spatele, dar rest, dacă mergi cu fața, e ok. Da, băieți, asta este platforma cea mai lungă, cu 3 axe, cu 2 axe pe spate, una viratoare în față. Totul este legat, acesta este Jeep-ul meleu. Hai să pornim și luminile. Vedem dacă avem lumini. Pe partea aia nu avem, ba da, avem poziție. Hai să vedem, avem și în spate? Avem. Astăzi să mergem la Slatina Nera, 180 de km, undeva după Bozovici, în partea aia Caransebe, să luăm o camionetă mai mare. Hai să ne punem la drum. Băi, am ales acest traseu Oravița Bozoviș pentru că este mult mai liber. Cealaltă, pe Orșova, însă pe acolo e mai multă circulație și pe aici e drumul mult mai liber, cum ziceam mai devreme. Mai avem 122 de kilometri până la Slatina Nera. O să trecem pe la Bozovici, pe acolo pe unde e și cascada Bigger, mulți dintre voi o știți, știți că a mai fost și în vlogurile trecute. Vă ținem la curent cu tot ce fac.
facem în dreapta către Bozoviș partea asta, pentru că dacă ne ducem înainte nu ajungem unde trebuie. Ține dreapta. Și de aici ar mai fi cam 80 de kilometri până la destinația noastră. Până acum a fost drumul bun, cu un peisaj fain, deoarece era și zăpadă pe drum. Pe aici văd că nu mai e nimica. Într-o oră aproximativ ar trebui ca să fim acolo. Ajuns și la cascada Bigger, sau cel puțin cea mai fost din cascada Bigger, că s-a ales praful. Să vedem să mai vede ceva. Nu se mai vede absolut nimic. S-a rupt. Au și desfăcut, au desfăcut tot. Nu se mai cunoaște nimic ce a fost din cascada Bigger. Ne continuăm drumul către Oravița, ar mai fi vreo 35 de kilometri. Uite aici, trabanțelul. Iar de acolo nu ar mai fi atât de mult, vreo 15 km aproximativ și ajungem. Temperatura este destul de minus 1,5 grade. A fost zăpada mare oricum. Zona asta e superbă. Din acea zonă de munte la minere aceea. Aici trebuie să fii foarte atent la curbele astea, că sunt foarte în loc, știi? Platforma asta ce o am după mine merge exact pe unde merge și mașina, știi, dacă se virează motrica asta de aici din față, nu are treabă. Poate iasă și vreun urs în calea noastră, deși cred că slabe șanse. Anina Reșița, Oravița. Să facem în stânga. Vedem ce zice GPS-ul. GPS-ul ne arată încă o curbă nasoală, periculoasă. Aici, la Anina. Avem drum cu prioritate. Și e de urcat acum. Aici a fost zăpada de o jumătate de metru când a nins și acum s-a mai uscat. S-a topit. Toate câte grade sunt? Minus 1,5 grade. E frig. Dă-i seama. Mișto așa când se văd pomii încărcați cu zăpadă. Ui, virează la dreapta. Virează la dreapta. Facem la dreapta. Ne asigurăm, nu vede nimic. Suntem la Oravița, unde drumul aici e varză. În 800 de metri.
măcar nu mai avem curbe, nu mai avem munți. Au zis că ies în drum. Ce strâmt e drumul pe aceea. Da. Mai avem 8 km și ajungem și noi. Drumul pe aici e un pic cam strâmt. Sperăm să avem loc acolo de întoarcere, pentru că platforma e destul de lungă, are 12 metri plus. Nu mai are mai leu 3 metri. Da, sperăm să avem unde să întoarcem. E bine, ce drum n-aș putea. E drum de țară. Și îngust, și rău. Petrilova. Asfalt. Minune. Crezi că ne duce direct în câmp. Curarăm prea mult de asfalt. Acum am revenit din nou pe Marte. Cu gropi, cu pământ, cu toate cele. Nu e aia că e încărcată cu lemne. Dar GPS-ul m-a băgat pe scurtătură, știi? Da, păi a făcut-o posibil. De aici. În față sau în dreapta? Aici, dreapta. Aici, dreapta. Păi ăsta e drumul de duce la ochiul beiului, la lacul ăla. Da. Da, e foarte în loc curba asta. Ia uite, pe aici e, nu? Slatina Nera. E lăsă că avem loc de întors. Să sperăm că îi loc asta, îi bine. Băi, noi am ajuns. Acum să vedem dacă îi loc aici de întors, că e foarte strâmt. Acolo sus, stânga și dreapta, e drum în stânga și în dreapta. Da, noi mergem în dreapta, sus, mai sus puțin mergem. Știi? Aha. Și atunci o întorcem. E loc de întors acolo sus? Este. Că asta e lungă. Râța, aici ne-am născut, dărac. Tinere, pe aceea nu cred că mai e nimeni. No. Toți îți plecați pe timpul. Pe aici, pe la nămolul ăsta? Da, mai în față și uite, aveți să băgați în spate până când vreți așa cu spate, vedeți acolo. Dați mai în față. Nu rămânem blocați. Nu, și dați în spate aici, aveți. Aici. Nu, că e lungă asta. Nu puteți merge în față și să dați în spate. Hai de mine, Dumnezeu, pe unde ajunsărăm, fraților. Vii și voi ce drum lung, nu m-a blocat să nu rămâne pe aceea. E beleaua, dracu. Ar fi acolo sus de întors, dar vedem acum. Fraților, hai că întorsă-i. Bă, frate, sunt șofer, ce pot să zic. Și meleu te ajută, este o mașină care, frate, trage. Să-mi bat picioarele cum am ieșit pe coasta asta sus cu ea. Cu remorca asta lungă după mine. Doamne, ce drum rău. Doamne ajută că scăparăm de chestia asta. Acum așa o lăsăm pe drept. Să vedem unde e dubița. Mersi! Frate, oamenii ăștia sunt uitați de lume. N-au zis răspunsă și omul ăsta. Pe aici nimeni nu mai știe de tine, nu? E pustietate. Decuplai după aia și dădui tare. Încărcar un pic cauciucurile cu nămol, dar asta e. Scăpărăm. Dar de ce ne-a dus să iert omul aceea dacă mai bine să-și ia bateria? Nu putea să vină drept cu baterie. 2001 mașina. Da, iert în 2001. Și așa trebuie să-mi iau pe prost. Am cumpărat casa asta pe un coaș. Am adus-o de acolo din sobag aici. Adică nu mai am spart-o până la. Și are loc să iese pe aici, nu atinge în asta. Nu. Acolo să deschisă.
asta lui. Antigelare. Nu e un blac cu ea, știu că i-am pus. Acum ia așa pun, nu? Bateria, da, are curent. De la tractor, da, de la cam tractor mic îmi dau pistonul. Da, aia da, aia da, știu, știu. Are geamul spart. Are geamul spart. Da, uite băiatul ăsta mi-l-a spart, că iau de înapoi, eu bag așa, dar nu se umblă pe drumul ăla. Am băgat-o și pe aia. Hai să vedem despre ce e vorba. Ce bine a pornit. Porni foarte bine. Da. Oh, ce pornire a avut, nici nu mă așteptam să pornească așa. Are geamul spart pe spate. Bă, dar merge bine motorul. Adică are un bec aici în bord, cred că e de la alarmă și becul la apă a prins. În fine, hai să o scoatem afară, văd că are și sirocou. Cablul de la accelerație aici are o sumă. Merge! Are un cablu, nu te lasă să o calci atât de tare. La platforma acolo luăm viteză cumva și îi dăm, știi? Să mai vede nimic. Acum să dăm înapoi. Vede, merge înapoi. Uite, are senzor de parcare. Ferie pe pâine, vedeți și voi cum e treaba. Să fii șofer, adevărat, asta înseamnă. Să știi să conduci orice mașină. Șoferia nu se învață din carte, se învață din experiență, tată. Uite de unde scosărăm. Ai de mine și de mine. Hai să o dăm în spate. Ușa nu e închisă. Geamurile merg? Merg, cu aia care-i piul înapoi când dau lup. Are prostit alea care-i piul. Senzor de parcare, da. Da, nu, de ce să nu. Da, eu, nu știu. Ești în sârmă. Că nu ce nu, dar în sârmă asta, că te știți, da. O, nu a fi tu, da, hă. Despre nu știu cum am tras odată să-mi spun. Păi gata, ne-am hotărât, o luăm. Hai să desfacem. Cam așa. Alea bolțile iau de acolo. Lăsați-le momentan acolo. Rămâne să te dai dincolo. Să se dea el la o parte. Încercăm să o punem așa. Am pus niște butuci la platformă să nu se mai ridice. Ține încălcată frâna.
și am încărcat-o, fraților. Poleacă mai în față. Gata. Pe cai că se filmează. Să fie între ele. Surplusul băgăm înăuntru. Cam asta a fost încărcarea. Așa arată mașina. Am pus-o între axe, nici prea în față, nici prea în spate, ca să fie așezată cum trebuie. Ce să mai dăm bătaie spre Severin. Sper că v-a plăcut acest episod, acest vlog. Și dacă mai vreți să facem astfel de vloguri, lăsați un comentariu, un like, un share și ne vedem pe data viitoare. Acum noi ne pornim la drum, o să mergem pe Moldova Nouă, nu o să mai mergem pe unde am venit, pentru că era drumul prea abrupt.